Da. Să trăiți. Păi astăzi e ziua de scadență? Da. Nu. Nu e nicio problemă, nu am întrebat că nu mai... Nu mai știam eu că m-am... cu postul și... Da. Nu sunt pregătit, știți cum sunt? Sunt ca soldatul cu arma la picior. Deci ce să mai am gloanțele pregătite? Vă aștept cu mare drag. Da, vă salut, să trăiți. Măi, dracu să fiți voi. Da. Tot. Păi și ăia tot astăzi? Păi nu era la... Nu! Nu e nicio problemă, doar că eu nu m-aș luat prin, nu prin surprindere, mă scuzați. E bine că m-ați anunțat ca să știu... Dom'le, dacă v-am spus că sunt ca soldatul, eu am gloanțele pregătite, vă aștept cu mare inimă și cu drag. Deci astăzi despre dumneavoastră, suflet frumos. Da, vă salut! Gianni, mă? E, Tina, a fost, acum ea e mei. Deci ea e mei. Și fii atent, geaca. Nu-ți place geaca? O toia. Și geaca e tot al lui Gianni, este? Da, bravo, știi ce zic? Deci fii atent, că i-a luat tot. I-a luat tot. Ia fii atent. Deci, i-a luat și gelul de pări, l-a luat. Ia uite ea, medalioane, Adidas, tot. Ia uite medalioarele, ceasurile, toate i-a luat. Deci tot ce era el și-a purta el, ia-l-i mele acum, băbiță. Dar de ce l-ai luat tu? Că lui nu-i mai trebuia, mă. Și ție la ce trebuie? Da, bravo, mă, tu știi de când urmăresc eu geaca asta și medalioane și tot? Vai de cap, băbița, fii atent. Când schimb stilul, știi ce zic? Când schimb stilul, deci ne mai modernizăm și noi, băbiță, știi ce zic? Că la mine vine la fix hainele astea acum pentru mine. Că eu sunt eu ăsta care sunt eu acum, nu ăla care eram până acum să fiu, știi ce zic? Adică, ia uite ea, nu vine calmea, mă, pe mine. Deci toate le-am cumpărat. Ia uite-le ea, a? Le-ai cumpărat? Adică ai dat banii pe renorocirile astea, mă? Da, bravo, mă! 10 milioane i-am dat. El cerea 20, dar le-am scos la 10. La mars, pe fraier, știi ce zic? A? Cum dracu ai dat 10 milioane pe joarsele astea, mă? Ești tâmpit la cap? Ce joarse, mă? Păi nu am medalioarele, dacă stai să te gândești, face pe puțin 5 milioane. Ce medalioane, mă? Plasticile alea și fierătănile alea de la gât alea? Medalioane, mă? Ești tâmpit la cap? Nu mai ești sănătos? Păi și el de ce le vinde? Care treaba? El ce a zis? I-a zis că nu-i mai trebuie, cred că schimbă și el stilul, că el nu se mai îmbracă așa, se îmbracă altfel acum. Și oricum, bobiță, mie îmi convine că eram doi care eram pe același stil, știi ce zic? Și acum a rămas doar unul singur. Și oricum, mie vine mult mai bine hainele astea decât îi vine lui, știi ce zic? Hai, mă, dă-și tu bere! A? Auzi-le, ia! Auzi, mă? A? Dar de unde ai avut tu bani să-ți cumperi toate astea? Economii, bobiță, știi ce zic? Auzi-le, ia! O, a? Știi ce zic? Da, bravo! Hai, mă rog! Hai, mă rog! Dă-mi și mie o bere! Bă, Torele, dar prost ești, mă! Prost ești tu, mă! Băi, vezi cum vorbești cu mine? Eu nu sunt al lui Popândău! Ia, ce crezi, mă, că mi-e frică de tine, mă, știi ce zic? Hai că mă las aceea! Deci mă duc în casă să mă pregătesc, să mă fac calmea, momiță, da? Știi ce zic? Da, bravo, mă! A? Odă-l-a, ia! Wow, să vezi ce bătaie a dat fractul ăla mic al lui Popândău, mă. Dar și pe mine m-a enervat Dorel, de era să-l bat, să-l calc în picioare. Păi de ce? Mai devreme acasă la Gianni. Ia-i, mă, ai și tâmbălău rău de tot la Gianni, mă. Am venit eu, am mai venit niște băieți, a venit al lui Popândău, după aia a venit și fractul, își vinde Gianni niște lucruri și încă câteva chestii acolo. Nu știu, eu n-am luat nimic, că, na, nu...
Ce? Nu ți-a venit? Da, păi nu venea, nu se potrivea așa. Mie îmi place să por mai larg. Și a venit fractul și a stricat prețul, mă. A dat 20 de milioane el pe toate alea. Și alea făcea 2 milioane jumate, maxim. 10 milioane, Adam. Ia uite, mă, auzi, mă, că am fost acolo. 20 de milioane, 10 milioane, da, a fost până la un moment dat. Dar după aia s-a băgat pe licitație. Înțelegi? Și azi Dorel, când s-a ajuns la 10 milioane, dublu, dau 20 de milioane. Și alu Popundău, hap, a sărit la bătaie. S-a încăierat acolo, că ăla n-avea bani la el. A dat 20 de milioane pe gioarsele alea, mă? Da, mă. Acum mi se face mie lumină în cap și am înțeles și eu. Al dracu, Dorele, tu. Păi și Gianni, ce are, mă, de ce-și vinde hainele? Ce-i cu el? Băi, Bobiță, tu nu știi? Ce să știu? Ia uite-l, mă, din cauza la crizantema de aur, mă. Fata lui Prăpăditu, care s-a întors familia ei din America acum, care... Bă, tu de când nu l-ai mai văzut pe Gianni, mă? De unul nu știu ceva. De ce nu l-ai mai văzut? Te-ai întrebat vreodată cu mintea ta de ce nu l-ai văzut? Stai de mă, zi-mi tu mie acum, de ce nu l-ai văzut tu pe Gianni până acum? De ce nu te-ai întâlnit cu el, cu Gianni? Bă, dar lasă-mă dreac cu întrebările astea și treci la subiect, nu mai mă... Păi asta zic, mă, că s-a cuplat cu el și familia ei, știi cum e, că se mai duce la biserica aia lor și acum se duce și Gianni. Bă, Gianni nu mai e Gianni. Merge și el la biserică. Cine, mă? Ia uite, mă, l-am văzut eu, mă, cu ochii mei. Dar eu de ce dracu nu mă însor, mă? Nu mă însor. Femeia te ridică, dar femeia cel mai te și coboară după aia. Lasă-mă, drăguț, mai bine stau așa singur, mă. Alo. Dă și o bere. Alo. Bă, ce-i, mă, cu Gianni? E bolnav, a? Dar de ce zici tu, mă, că e Gianni bolnav, a? Bă, m-am întâlnit cu el dimineața la OAE și eu am vrut să-l cinstesc cu una mică, știi? Și el mi-a zis că nu bea, bă. Și bă, și palid, și tras la față și tot ce are. Are ceva, are ceva el, că nu... Păi, știu ce are, nu știu, mă, ce are. Păi are, bă, că nu mai bea. Că merge la biserica aia nouă, de nu-i lasă să bea. De vine popa ăla îmbrăcat în training alb sau ce haine vine el la slujbă. Da? Ăla de vorbește microfon în limba americană. L-am auzit eu, nu vorbește românește. Adică vorbește ca aia care vinde mărgele la teleshopping. Adică înțelegi ce zice, dar tot e un flărâsul. Da. Bă, și ce le mai zicea? Ce mai beșterea? Ca aia nu, ca elaltă nu, ca aleluia. Da, bă, și ăsta aia, Gianni, era de mână cu alu Prăpăditu, așa, și cu tasul și cu frasul, bă, era toți îmbrăcați la costum, zici că e lăutari. Gianni, mă? Da, mă, Gianni. Mie nu miroasa bine asta, mă, cu Gianni și cu biserica, ce spui tu aici? Bă, că asta, de asta am întrebat și eu, că dacă îl vezi, e zici că are vreo și pe el, bă, de cum se uită la tine așa? N-are, bă, s-a îndrăgostit, bă, așa face, bă, când te îndrăgostești. Cine, mă, s-a îndrăgostit? Gianni? Da, bă! Da, bravo, mă, ce face băieții, știi ce zic? Ce bun, Dorele, cu tine, mă? De ce face așa ca Gianni? Zici că a intrat în tine, Gianni. Ce are, mă, de ce face ca Gianni? Gazoane, ia ieși-mă puțin până afară, că am de vorbit cu ăsta ceva, hai. Ia zi-mă, bobiță, stă bine? Ia bine, mă, stă bine. O, trăia! Știi ce zic? Da, bravo! Bă, nenorocitule, de unde ai avut tu bani să iei toate astea de la Gianni, mă? E treaba mea, mă, din banii mei, din economiile mele. Economiile tale? Da. Economiile tale? Ia zi, mă, știi ceva de cutia asta? Ai mai văzut-o vreodată în viața ta? Da, mai văzut-o niciodată. N-ai mai văzut-o niciodată, nenorocitule? Da, aia de acolo din Tolomato, știi? Care, mă? Uite cutia aia de acolo din Tolomato, știi? Nu știu, mă, nimic, mă, dar mai da! Nu știi, nenorocitule, de unde ai tu, mă, bani de economie? Auzi, 20 de milioane economii. Păi ce ești tu, mă, ești siriac? Panorama dracu care ești? Ai tu bancă și așa, băi, când am auzit că ai dat 10 milioane și mi s-a făcut rău. Dar la 20 de milioane, te bag în pământ. Păi ce vrei, mă, e banii mei și fac ce vreau cu ei, da? Care banii tăi, mă, alocație de Sandileu? De unde dracu ai tu bani, a? Păi ce vrei tu, mă, până la urmă de la mine, mă? Mă, ce ți-ai zis eu ție să nu mai bagi mâna, mă, să mai furi, mă? Ce ți-ai zis eu, mă, să nu mai pui mâna, mă, că era banii care era pentru șpăgi, pentru sanepit, pentru ISU, pentru care vine ăștia, că trebuie să le dau șpăgi. Bă, tu vrei să te superi ăștia? Bă, dar cum dracu i-ai găsit, mă? Cum i-ai găsit, mă, că ai ascultat? Bă, te-ai făcut câine de vânătoare, mă? Cum dracu ai dat de ei, mă? Nu recunosc nimic, mă. Nu recunosc nimic, te bate dracii, te ia, mă. Ce vorbești, bă? Te fii atent că te dau în judecată și face la ca la divorț, jumate-jumate, știi ce zic? Mă dai în judecată, Panorama, dracu, ne închide ăștia cârciuma.
Ne închide ăștia cârciuma și nu mai putem să-i mai dăm drumul să te văd ce mănânci pe mân. Nenorocitule, că cu ăștia cu șpăgile nu te joci. Ăștia când a venit să ia șpaga de la ISU, de la Sanepid, de la ai dat șpaga, că altfel dracii ne-a luat. Și zice, tu ai dat tu, mă, 20 de milioane pe căcaturile astea când ele făcea 2 milioane, a? M-a enervat fraierul ăla lui Popândou, mă, că zicea el că el e cel mai șmecher și că are cei mai mulți bani în sat, știi ce zic? Și i-am arătat eu cine-i șeful la bani în satul ăsta, știi ce zic? Deci, mamă, dacă vedeai ce față a făcut când a scos 20 de milioane, fai de cap meu, deci s-a roșit de nervi. Ce vrei, bobiță? A făcut și o aroganță, știi ce zic? Ai făcut o aroganță? Hai că fac și o aroganță cu tine. Tu, din momentul ăsta, o lună de zile stai la teșghea aceea și nu te mai miști. Servești frumos oamenii și-ți vezi de treaba ta, nenorocitule, dar știi că stai acolo la teșghea până zic eu pioa. Și până mă întorc eu că am o treabă acum, mă duc până undeva, te-a pus frumos, dai și frești mesele astea, dai cu mopul, iei pânzele toate de pe Janssen și știi cum vreau să fie aici? Bă, ganță, când mă întorc eu să fie ganță, știi ce zic? Da. Ce da, ce da, că mă duc la Gianni, să iau banii înapoi, numai că... Bă, stai, bă, fii atent, eu hainele nu le mai dau înapoi, bobiță, știi ce zic? Că mie îmi place, uite-și tu ce frumos stai astea pe mine, bă, fii atent, bă, bobiță, e cea mai fericită zi din viața mea, mă, știi ce zic? Hai de cap. Da, bravo! Ai noroc! Aolu, mă mai speriat. Ai noroc, bobiță. Ce faci, mă, nebunule? Mă duceam până la... Da, am puțină treabă. Am venit și eu să vorbesc cu tine o treabă, o chestie. Nu, sta, chiar mă grăbesc acum, n-am... Te grăbești. Da. A, mă, vină, mă, păi vină omul la tine, am mai venit să vorbim așa, să bem o cafea, să mai stăm de vorbă și tu ești pe grabă și pe aia. Ce te-ai îmbrăcat așa, ți-e rău, ce ai? Zi-mă, ce vrei? Ce să zic, am venit și să mai vorbim, să mai auzi ce dovlești mare, ăștia puși de tine, mă? Nu e, mă, e sălbatici. Mhm, să-mi dai banii aia. N-am, ce bani? Ce bani ai zis? Păi ce bani, mă, bă, tu nu te-ai plictisit de filmul ăsta, mă, o luăm iar de la capăt. Tăia 20 de milioane de lei a luat de la Dorel. Ia, stai, mă, bobiță, ia, mai speria. Păi eu am vândut ceva de bani, ia, mă, nu e așa. Da, mă, lasă, că ce ai vândut, tu ți-am adus eu înapoi aceea, că oricum nu făcea 20 de milioane ce e în geanta asta, da? Băi, eu chiar nu înțeleg. Nu înțeleg că eu am vândut ceva și Dorel a cumpărat. Asta a fost tot, înțelegi? Business, fratele meu, adică na... A, a fost business, mă? Business, da. A, atunci am greșit eu, mă, m-am încurcat. Bă, tu cu cine vorbești aici, am? Păi tu crezi că vorbești cu Dorel? Să pui mâna să-mi dai bani înapoi să-ți iei joarțele, că dacă nu vezi că fac curând, mai zici și nu te mai îmbrăca așa. Ce te-ai îmbrăcat ca tăticu, a? Bă, eu chiar trebuie să plec, bă, eu nu mai pot să mai stau. Hai că vorbim altă dată, dacă e. Bă, vezi că fac curând dacă nu dai bani. Mă pun cu picioarele pe gar și pe poartă ți-le doborii mei, dracisile. Ce faci, mă? Ai dreptate, până la urmă, ai 10 lei. Vezi că ți intru un cas. Vezi că intru un cas și fac tornadă. Îți rup patul, spar televizorul, dracii îți ia casa. Păi tu faci de-asta cu mine? Nu te-ai sturat să faci pe scările de-astea? Ei banii de la, nu știai că-s banii mei? Tu stai, mă, ce te prinzi așa, mă, ce ai luat foc așa în halul ăsta? Am luat foc, vezi că fac și mai rău până la urmă, că n-am mai făcut o chestie de cam multă vreme și are dreptate Firicel că ăla o face. Ce, mă? Îți dau o mamă de bătaie? Vezi că eu te băteam pe tine de când eram mici, aduți aminte, că din când în când îți mai dădeam așa că o bătaie. Cine, mă? Bă, tu vrei să te bat? Tu ai uitat că noi când eram mici te băteam în fiecare zi? Cine, mă? A, cine, o vezi că și acum că-ți dau un pumn în gură de dragi și te ia să-mi dai bani înapoi, mai înțeles? Stai, mă, nebună, ce te-a prins așa, mă, stai că ți-aduc banii din casă, ia uite, mă. Adu banii. Acum îi aduc, o, că... Băi, băi, nu fugi, mă! Gianni! Băi, nu fugi pe strada, mă, că-i cald! Bă, mai pot? Mai pot, da? Nu cred. A, fireal, dracu, tu să fii. Bă, potolește de mă, stai la... Bă! Banii, mă! N-am! Dă-mă banii! Bă, n-auzi, bă, că n-am! Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.